PMH din Ținie așteaptă 4 zile de foc. Întreg județul se află sub cod galben de caniculă. În următoarele zile, temperaturile vor ajunge până la 37 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi în creștere. După ce ploile și-au făcut de cap în ultima perioadă de timp, iar inundațiile au făcut prăpăd, vine mare căldură. Aproape toată țara este sub cod galben sau portocaliu de caniculă și disconfort termic. Nici mehedințul nu scapă de pârjol. Avertizarea este valabilă până vineri. Începând de joi, 24 iunie, județul nostru se va afla sub avertizare meteorologică cod portocaliu, ce vizează caniculă și disconfort termic accentuat. Sunt prognozate temperaturi ce vor atinge valori maxime cuprinse între 37 și 39 de grade. În perioadele caniculare facem apel la cetățeni să evite aglomerația, efortul fizic intens și expunerea prelungită la soare. Totodată, aceștia trebuie să se hidrateze corespunzător, evitând consumul de băuturi alcoolice și al celor care conțin cofeină. O atenție deosebită trebuie acordată și copiilor, care nu trebuie lăsați singuri în autoturismele expuse la soare. Pentru siguranța lor, cetățenii sunt sfătuiți să poarte îmbrăcăminte lejeră, în culori deschise, pălării și ochelari de soare. Deosebit de cald a fost și ieri, 22 iunie, iar la ora 11 termometrele arătau 25 de grade. În schimb, temperaturile resimțite au fost de 30 de grade. Regimul termic nocturn nu suferă modificări, astfel încât noaptea termometrele vor înregistra valori și de peste 21 de grade Celsius.